Inspirație zi de zi de la oameni diferiți. 3, 6, 5. Eu super mulțumesc, Andreea, că ai acceptat invitația mea. Propun... Da, dacă mulțumesc, e și cu super înainte. Mega înseamnă super. Înseamnă că e mult mai valoros. Da. Propun să începem. Și prima întrebare este, pe cine admir cel mai mult și de ce? În viață sau... Unde simți tu? Undeva acolo, dincolo de nori. Unde simți tu? Îmi admir părinții. Poate că nu e tocmai un răspuns extraordinar, dar părinții mei au făcut enorm pentru mine chiar și atunci când n-au mai fost. Ei sunt îngeri acum, iar mama e înger de multă vreme, de când eram copil, de când aveam 9 ani. Ea s-a stins în brațele mele la doar 36 de ani, după un accident, însă mi-a lăsat o moștenire extraordinară. Îi semăn, era o femeie echilibrată, în sensul că era, pe de o parte, foarte romantică, foarte caldă, un visător al acelor vremuri. Și pe de altă parte... inginer de formație, era un om cu o minte bine structurată, ca și tatăl meu, tot inginer, dar pe partea de construcții, da. De asta dată. Doi oameni care citeau foarte mult, aveau biblioteci în care în fiecare lună se adăugau cărți și asta nu doar ca ele să stea acolo ca un mobilier, știi? Da. Ci pentru că erau pasionați de citit și ne citeau și nouă. Cred că cea mai mare moștenire pe care mi-au lăsat-o este dragostea cu care m-au crescut. Știi, în vremuri în care oamenii aleargă de dimineață până seara, chiar dacă își iubesc enorm copii, nu le arată. Se gândesc uneori că a crește un copil înseamnă să fii mai dur, să fii, nu știu, să-l împingi de la spate, să-i dai lecții de viață, dar le poți oferi prin dragoste mai bine decât, nu prin răsfăț, ci prin dragoste, arătată în multe feluri. Ori ei mi-au arătat această dragoste și încurajări atunci când făceam un lucru bine. M-au ambiționat, m-au încurajat să merg pe mai multe direcții și să văd ce îmi place. Dacă mi-am dorit să dans, am făcut dans. Da. Mi-au deschis aripile, pur și simplu. Da, da, da. Mi-am dorit matematică, au investit în această direcție pentru mine. Mi-am dorit să merg la un cenaclu de limbă română, am mers la acel cenaclu. Deci m-au încurajat să încerc de toate și să văd eu ce-mi trebuie mai târziu. Știi, chiar dacă eu am făcut informatică, de fapt, ca studii, mai târziu, adică în timpul facultății chiar, șansa televiziunii a apărut în viața mea. Și în televiziune n-aveam nevoie doar de cifre și doar de o minte organizată. Era nevoie și de asta, dar trebuia să scormonesc acolo în sufletul omului și să scot ce e mai bun. În egală măsură aveam nevoie de politețe, aveam nevoie de cuvinte și de a ști să le îmbin în frază astfel încât să ajung la inima omului. Să-l fac să se deschidă în fața mea, să răspundă la întrebări chiar și când eram la început de drum și nu eram un om cunoscut, iar ei n-aveau încrederea de a-și pune viața în palmele mele, nu-i așa? Da. Și totuși au făcut-o. Chiar și oamenii din interviurile mele de la începuturi. Ceea ce înseamnă că tot ce am învățat și mi-au lăsat moștenire părinții mei, mi-a folosit. Chiar dacă nu avea să fie parte directă din meseria mea, dar mi-a folosit și să dansez mai târziu pe o scenă, da? Eram un prezentator de televiziune care știa mai multe lucruri și nu era doar bun
pe o direcție. O direcție, erau mai multe planuri da, în același timp. Iar a fi în televiziune o personalitate complexă este un plus. Mm. Cu toții după Revoluție, de exemplu, ne uitam la televiziunea italiană. A fost prima care a intrat așa în viețile noastre din afara țării. Da. Și acolo moderatorii știu să facă de toate. Să cânte, să danseze, să facă o glumă bună, să te destindă, să te emoționeze. Toate lucrurile astea vin dintr-un bagaj pe care trebuie să-l ai încă de când ești copil, să te dezvolți în sensul acesta, dintr-o deschidere extraordinară pe care nu o capeți abia când ești la facultate sau abia când ești la liceu, ci trebuie să crești cu această deschidere. Părinții, pe termen lung. Da. Părinții mei mi-au oferit această bogăție care e deschiderea către lume, către nou, curiozitatea încurajată și aripile deschise, pur și simplu. În regulă, Andreea. Următoarea întrebare. Ce obiceiuri sau convingeri noi ai adoptat în ultimul an sau ani care ți-au schimbat viața într-un sens pozitiv, să-l numim? Copilul meu m-a învățat lucruri noi. Ce frumos! Și asta pentru că ne închipuim că la maturitate deja le știm pe toate. Mă rog, nu sufăr de autosuficiență și nu sunt chiar omul care să fi gândit vreodată, gata, sunt matur, deci știu orice am nevoie să știu și pot impune altora ceea ce știu eu. Însă, un copil te învață, de exemplu, răbdarea. Răbdarea. Răbdarea pe care ți-o pierzi cu timpul și mai ales în ritmul nebun al dinamic, vieții pe care, curent, da. Da, pe care o trăim în ziua de astăzi. Copilul te învață răbdarea de a-i explica și de 100 de ori dacă e nevoie un lucru, până când el are capacitatea sau declicul acela de a înțelege. Copilul te învață că îți răspunde cum vrei tu numai atunci când înveți să explici cu dragoste. Că îți răspunde pur și simplu la cel întrebi numai dacă tu ai abilitatea de a-l face să se deschidă în fața ta. Adică nu-i poți impune anumite lucruri, oricât de mult ai vrea. Chiar dacă ești părintele. Chiar dacă ești părintele lui. Pur și simplu începe sau învață să-ți ascundă lucruri dacă tu nu înveți să ai abilitatea de a-l face să se deschidă. Da, înțeleg. Și uite, lucrurile astea le-am reînvățat. Că nu poți să spui că nu știi ce înseamnă răbdarea ca și concept, dar uiți să o aplici în viața ta, știi? Sau nu poți să spui că nu știi toate lucrurile astea. Par simple, cu toții cunoaștem definiții, dar întrebarea e, cunoaștem realități? Da, interesant. Ok. Dacă ar fi să înveți pe cineva un lucru sau concept, care ar fi acela? Ceea ce învățăm poate prea târziu în viață. Să avem grijă și de noi înșine. Nu doar de cei din jurul nostru, nu doar de responsabilitățile noastre, nu doar de chiar de cei pe care iubim cel mai mult, cei mai apropiați oameni de care ne pasă cu adevărat. Să avem grijă și de noi. Am învățat aproape de 40 de ani acest concept, dacă îl pot numi așa. Iubește-te pe tine însăți sau însuți. Pentru că sunt un om foarte responsabil. E natura mea. Și întotdeauna am avut grijă de cei din jurul meu. Dar mă lăsam pe mine la urmă. Lucrul ăsta e nociv. Și pe termen lung nu ai decât de pierdut. Chiar și atunci când vorbești de nu cel mai important suflet, să zic așa, pentru tine. Copilul tău e rupt din tine. Da, este. Și atunci pentru copilul tău ai da orice, ai face orice, ai sacrifica orice. Dar ce-l înveți pe copilul tău dacă tu nu te iubești și nu te respecti și pe tine? Îl înveți că așa va trebui să facă și el pe viitor. Dacă, de exemplu, ai o suferință fizică, să spunem, și amâni să te duci la doctor, un lucru simplu, da? Dar știi bine că nu avem în România această educație medicală. Nu ne ducem de bază, decât prea târziu la medic, da? În loc să ne ducem o dată la 6 luni, la un an, să ne facem măcar un control de bază, să știm că suntem bine, atât, nimic mai mult. Amânăm până când uneori, din păcate, poate fi prea târziu. Aflăm o veste când e
prea târziu să ne tratăm. Să mai poți face ceva. Da? Ori dacă noi nu îi învățăm pe copiii noștri, nu le arătăm prin exemplu prin propriu, a face. Prin a face noi înșine un lucru, nici ei nu-l vor face. Își vor înțelege și își vor asimila această idee că nu trebuie să o facă. Ori dacă tu, odată pe an, știi că trebuie să mergi la doctor, să-ți faci analizele de bază și le iei și pe copilul tău cu tine și îi le faci și lui, el învață prin puterea obișnuinței că lucrul acesta, unu, e normal, doi, înseamnă grijă față de tine și ți-o datorezi și nu e ceva de care să-ți fie rușine. Pentru că trăim într-o țară în care, de exemplu, multe femei se lasă pe sine la urmă și uneori au enorm de pierdut, nu numai din punctul de vedere al sănătății, din multe puncte de vedere, prioritizându-i doar pe ceilalți, și fac asta în ochii celor dragi, pierzându-și respectul lor pe termen lung. Pare curios ce spun. Dar dacă mereu, mereu, mereu tu te așezi pe tine pe ultimul plan, până la urmă și cei mai apropiați vor spune, e, așa e ea. Și te vor așeza și ei pe ultimul plan. E o chestiune logică până la urmă. Deci am învățat să mă iubesc, să am grijă de mine, să pun deoparte ce e al meu, cum s-ar spune. Adică o bucățică de mică timp. Graniță, da. O bucățică de timp numai pentru mine. De exemplu, să merg să fac o oră de sport odată la ceva timp. Să am un timp pentru mine în care doar să citesc. Nu e mare lucru, nu? Dar am nevoie de timpul ăsta în care să găsesc surse noi de inspirație. De ce nu? Pentru o viață mai bună. Și pentru asta am nevoie de acel timp doar pentru mine. Să citesc o carte, pur și simplu. Să-mi cultiv un hobby. Să mă bucur de o oră de discuție cu o prietenă. Nu se întâmplă foarte des. Timpul e puțin. Dar îmi impun să se întâmple. Înțeleg. Pentru că dacă tot timpul îi vom refuza pe oamenii pe care noi de altfel îi prețuim, îi iubim, n-avem timp de ei și tot timpul le spunem asta, până la urmă nici nu ne vor mai invita la o cafea, să zicem, sau la o prăjitură. Pentru că își vor asuma faptul că suntem mereu ocupați. Te Andreea nu chem, că oricum n-are timp. Mm. Înțelegi? Înțeleg. Toate lucrurile astea sunt mici, par minore, dar calitatea vieții noastre se schimbă atunci când înțelegem că ne datorăm și nouă ceva. O mică prețuire. În regulă. Care e una din investițiile tale care a dat roade? Nu e doar una. Cea mai importantă investiție pe care poți să o faci, și o spun cu mâna pe inimă, este în educația ta, da, a copilului tău, în educație, educație și sănătate. Pentru mine sunt două direcții prioritare. Și aș spune oricui. E primul lucru pe care îl pot baza împărtăși. Da. Da? Dacă nu ești sănătos, niciun vis nu prinde aripi, ori cât de creativă ar fi mintea ta. Dacă nu ești educat în sensul că îți trebuie nu știu câte diplome, să ai această școală a vieții până la urmă, să te educi în direcțiile în care simți că ai potențial. Să investești în tine. Calitățile tale. Da, da. Să citești, să cauți, să faci un curs din când în când, să faci ceva care te îmbogățește și spiritual, da, și da, da, sufletește. Toate lucrurile astea îți dau un echilibru până la urmă. Și avem nevoie de echilibru. E mare nevoie. Bine. Următoarea întrebare. Care e acel lucru pe care oamenii îl consideră nebunesc și tu nu îl consideri nebunesc? Să îndrăznești. Să îndrăznești. De multe ori oamenii consideră că trebuie să stea acolo pe tărâmul lor sigur și nu-i condamn pentru asta, pentru că și eu am uneori această inerție, această tendință de a mă retrage pe tărâmul pe care îl cunosc bine, unde știu cum să fac lucrurile aceea în siguranță. Zona de confort, da, zona de confort.
Dar, pe de altă parte, am avut întotdeauna o bună intuiție și un flair care îmi spune că aceasta e o direcție ce trebuie explorată. Și cu măsurile de precauție pe care trebuie să ți le iei, este firesc să ți le iei în orice drum nou ai decide să pleci, am făcut și pași care au însemnat nesiguranță, risc. Dar am simțit că e bine să fac asta. De exemplu, am simțit că e bine să trec de la informatică la televiziune. Și e un pas foarte mare. Yeah. M-am pregătit toată viața mea de învățăcel pe direcția matematică-informatică. Practic, n-aveam nicio legătură cu măestria de a folosi cuvintele, sentimentele, imaginile, toate trei la un loc, astfel încât să creez o lume. Pentru că ceea ce am făcut mai târziu a fost să creez o lume. O lume care iubește, o lume care ajută, o lume care înțelege cât de importante sunt mâinile date una către alta, mâinile întinse una către alta, și o lume care înțelege ce înseamnă omenia, bunătatea, generozitatea. Poate că par concepte desuete, dar eu în continuare trăiesc în această lume și e foarte populată, să știi. Există foarte mulți oameni care se întorc la rădăcinile lor, care trăiesc în viață poate momente mai dure și care își dau seama că de fapt trebuie să ne bazăm pe valori. Fără a avea un minim set de valori pe care să, pe știi, care să te fii sprijini de ele, na. Exact, de fapt mergi pe nisipuri mișcătoare. Și eu nu știu dacă pe termen lung cineva își dorește să trăiască pe nisipuri mișcătoare. Deci îți creezi siguranța riscând culmea să o iei și pe direcții necunoscute. Poate că pare un paradox, dar îndrăznește. Îndrăznește. Ok. Ce ai pune pe un afiș care ar fi văzut de tot globul? Știu ce aș vrea să se înțeleagă. Ok. Din acel afiș. Nu e simplu să gândești un concept de afiș. Nu o faci într-o secundă. Nu. Dar știu că din imaginea, să spunem că ar conține o imagine, da, sugestivă, da, că din imaginea aceea aș vrea ca orice om să înțeleagă puterea iubirii. Când spun iubire, asta înglobează multe. Înglobează și credință totodată. Și cum trăim într-o lume din ce în ce mai violentă, cel puțin așa mi se pare mie, mai nepăsătoare, mai nebună, dar nu în sensul frumos al cuvântului, de multe ori, eu tot mai cred că dragostea este răspunsul pentru cei care n-au avut parte de ea și care trec granița către non-iubire. Se întâmplă atâtea lucruri grele în lumea aceasta, războaie, multă violență. Încă există, da. De la violență verbală la violență în cel mai rău înțeles al cuvântului. Și dacă aș avea puterea să găsesc o imagine care să creeze o trezire în mintea și în sufletul tuturor, chiar și în cazul celor care sunt ca un sloi de gheață, aș face-o. Oricum, prin fiecare lucru pe care îl gândesc și îl fac, spre asta tind. Asta spre e a, the big picture. Distribui iubire. Bine. Ce faci când nu ești focusată sau când nu te poți concentra pe ceva anume? Cred că cel mai bine, cea mai bună idee ar fi să mă culc. Somn, să odihnă. Dorm, pur și simplu. Avem cu toții mare nevoie de odihnă. Suntem trași așa ca niște păpuși
cu ațe. Dirijați. Da, dirijați în toate direcțiile și uneori nu ne mai găsim busola. Avem nevoie uneori pur și simplu de nimic în mintea noastră. De pauză, de meditație, da, de somn, de desprindere, de detașare. Asta aș face. Detașarea. Și asta și fac atunci când se întâmplă. Prin somn, meditație sau... Ok. Sau pur și simplu prin a nu face nimic. Să stai întins pe iarbă și să privești norii cum trec. Fără să te gândești la nimic din ceea ce ai de făcut, fără să te gândești la ziua de mâine, la cea de ieri. Absolut nimic. Ok. Și ai să râzi, dar nu e ușor să faci nimic. Meditația, de exemplu, nu e ușor de atins. Îți trebuie exercițiu pentru asta. Pe mine mă ajută ideea de a respira în abdomen cumva. Cu asta mă joc în ultimul timp. Da, există diverse tehnici. Da. Dar e important să reușești să te desprinzi și să-i lași minții răgazul de a se odihni. Mm. Pentru că mintea se odihnește cel mai puțin. Trupul ni-l mai odihnim, da? Prin pur și simplu a ne întinde și a sta câteva ore în relaxare. Dar mintea și atunci lucrează și în vis. Deci a reuși să te detașezi mental e cel mai greu lucru, dar și cel mai benefic. Ok. Dacă fericirea ar fi moneda națională, ce muncă te-ar face bogată? Cum ai deveni bogată? Eu cred că fac deja ceva în sensul ăsta. Am văzut mulți oameni fericiți datorită unor gesturi mai mici sau mai complexe pe care nu doar eu, ci și echipa mea le-am făcut în ultimii 25 de ani. Și a fost o monedă extraordinară spre a câștiga o bucățică din sufletul lor. Deși nu mi-am propus asta, dar asta s-a întâmplat. Natural, asta s-a întâmplat. Da. Așa că fă bine și vei primi bine. Nu întotdeauna se întâmplă așa, dar nu trebuie să fii descurajat. Câteodată primești înapoi lecții de viață. Uh-huh. Nu neapărat binele așa cum dorit. Tu l-ai oferit. Da. Dar acele lecții de viață îți vor fi benefice la rândul lor. Deci tot ești pe câștig cumva. Bineînțeles. În regulă. Ce carte sau cărți da. Ai face cadou tuturor prietenilor tăi? Desigur că sunt cărți pe care le am pe noptieră și așa cum ele îmi sunt mie un sprijin, pot fi sprijin și pentru alții. Dar ceva timp în urmă am așternut pe hârtie și ceea ce simt eu și felul în care eu văd lumea sau experiențe pe care le-am trăit și care au lăsat ceva în mine și i-am rugat să participe la scrierea cărții pe care am semnat-o și e în fața ta, da. Rățuiește viața și pe unii dintre oamenii în care cred și care au lăsat ceva valoros în mine, în parcursul vieții mele. Așa că aș dărui cartea Prețuiește viața oricui. Din păcate, tirajul s-a epuizat, iar nu se mai găsește în librărie. Acum mai sunt doar câteva exemplare la mine în bibliotecă și poate că o voi reedita la de un moment dat, exact. Dar Prețuiește viața e un titlu de suflet pentru mine și până una alta, multe din articolele sau din capitolele din carte se găsesc pe www.școalamamelor.ro, unul dintre proiectele mele de suflet. În regulă. Ce frică ai depășit și ce ai învățat din experiența respectivă? Depășim gradual multe frici în viața noastră. Dar aș spune mai degrabă neîncredere. Nu sunt genul de om care să îmbrățișeze frica. Nu prea mă tem. Ci mai degrabă sunt neîncrezătoare în anumite lucruri. Și, de exemplu, mi-a fost foarte greu fiind o persoană care controlează lucrurile.
Mi-a fost foarte greu să deleg. Și chiar, de exemplu, să am încredere să îi dau mai multă libertate copilului meu să facă din proprie inițiativă anumite lucruri. Dar viața m-a învățat și, slavă Domnului, am avut această înțelepciune până la urmă de a încerca să las din mână hățurile și să-i las pe oamenii din apropierea mea cu care lucrez sau oamenii dragi din apropierea mea să greșească ei înșiși și să învețe din asta. Pentru că sunt foarte protectivă. Nu doar îmi place să controlez lucrurile, ci sunt foarte protectivă și am tendința să spun dacă eu am dat cu capul, dacă eu m-am lovit de o problemă, hai să-i spun și celuilalt, să nu mai dea el la rândul lui. Dar uneori e nevoie supraveghind, să îl lași pe celălalt să greșească. Aceasta e treaba pe care am învățat-o și pe care o consider foarte prețioasă, pentru că a fost enorm de câștigat după aceea. De exemplu, mi-am dat seama că anumite lucruri nu se pot învăța altfel decât prin propriile ezitări, prin propriile greșeli. Și după ce am învățat niște lecții, copilul meu a înflorit. Și nu le-ar fi învățat doar din vorbele mele, ci trăindu-le, pur și simplu. Trăindu-le, efectiv. Ok. Cărui fapt atribui cele mai mari reușite din viața ta, dar cele mai mari eșecuri? Și unele și altele mi se datorează. Ce tare. Dacă am greșit, am greșit pentru că, fiind căpoasă, eu am decis că o să fac așa și n-am ascultat când am fost sfătuită să fac altfel. Dar n-am făcut greșeli atât de grave încât să am regrete nemaipomenite sau cu urmări de neșters. Iar realizările, deși am avut mentori sau oameni dragi alături care m-au sprijinit și nu pot nega cât de important a fost să am un sfat bun la momentul potrivit, totuși deciziile le-am luat eu. Și atunci și aceste lucruri bune consider că în principal mi se datorează. Fără să mă urc pe un piedestal și fără să văd asta ca pe ceva extraordinar. Și pur și simplu, de fapt, ce spun este că în mâinile noastre sunt marile decizii ale vieții. Noi pierem pe limba noastră sau noi câștigăm prin propriile forțe. Prin propriile forțe. Ok. Dacă mâine ai pierde totul, ce ai face? Nu pot să spun că în viața am pierdut chiar totul. Ok. Dar am pierdut mult. Și nu odată. De mai multe ori mi s-a întâmplat asta. Adică am avut momente grele. Am pierdut oameni dragi și care erau extrem de importanți pentru devenirea mea. Am pierdut sprijinul lor în felul acesta, pierzându-i pe ei. Am pierdut sufletește. Am avut astfel de momente. Și totuși m-am ridicat din genunchi. Am îndreptat spinarea, am învățat ce am avut de învățat, dintr-un eșec, de exemplu, și am mers mai departe. Deci nu există o altă variantă pentru mine, cel puțin, decât aceea de a merge mai departe, privind înainte și, într-un moment de cumpănă, ceea ce fac, în mod constant fac asta. Cumpăna poate fi mai mică sau mai mare, da? Da. Dar ceea ce fac mereu este să culeg cioburile, să le reorganizez ca într-un puzzle, spunându-mi, ok, sunt în momentul ăsta, dificil. Ia să văd eu pe ce mă bazez. Ce mai am eu bun în buzunar, da? Ce pot să, de unde pot să plec din nou pentru a construi? Și asta fac. Iau bucățile, le așez cap la cap, văd pe ce mă mai bazez la acel moment și încep să clădesc pe acea fundație, pur acea și bază, simplu. Da. Ok. Ce sfat ai da unei versiuni mai tinere a ta? Aș spune o vorbă pe care eu am avut-o ca dar, să zic așa,
de la tata, pe care am dat-o mai departe copilului meu și care te remontează extraordinar, te învață foarte mult, sunt câteva cuvinte, dar care cuprind o lume, aș spune. Și chiar dacă această sintagmă începe cu un nu, deci cu o negație, da, are o putere extraordinară. Vorba sau motoul meu este nu există, nu se poate. Este de altfel și numele unei campanii pe care am creat-o și am construit-o în ultimii ani. E o vorbă foarte puternică pe care tatăl meu mi-o zicea, dar nu mi-o zicea doar mie, o spunea mereu. Nu există, nu se poate. Era ceva natural. Era ceva natural, da. Da. Și mi s-a părut extraordinar cât de tare m-a remontat și mi-a revenit mereu în minte vorba asta în momentele în care părea că am în față un drum închis. Nu. Drumul nu e închis. Nu există, nu se poate. Trebuie doar să vreau destul de mult să deschid drumul acela, să găsesc calea de a o face cu imaginație, cu creativitate, da, și cu siguranță există o soluție, chiar dacă poate nu e soluția la îndemână, nu e primul lucru la care te-ai gândit. Da, da. Dar există și drumuri ocolitoare care pot fi câștigătoare. Cu siguranță că sunt. Ok, următoarea întrebare. Care e cea mai bună metodă prin care o persoană poate obține ce vrea sau ce își dorește? Să creadă în sine. Încrederea în sine. Uh-huh. De aici pornește totul. Dacă mereu te îndoiești că poți... Te autosabotezi. Da, te autosabotezi. Spui întrebări, gândești prea mult. Uh-huh. Uh-huh. Sau să fii prea analitic. Uite, eu am această problemă. Adică analizez lucrurile și eu mereu vreau să fiu în legalitate. Vreau să sunt perfecționistă. Vreau să fie toate piesele din puzzle la locul lor și atunci pierd timp cumva. Deși, culmea, am făcut multe lucruri în viață față de altcineva care are, să zicem, aceeași vârstă sau față de oameni care au mai mulți ani de viață față de mine, dar în același timp am și pierdut pe anumite direcții și recunosc că asta deschis pentru că m-am gândit prea mult și am intrat prea tare în detalii. Da. Știi, alții care au trecut deci la treabă și au mai dat seama de ce e de făcut pe parcurs, au fost mai câștigători. Au ajuns mai repede la, da, la ceea ce își propuneam. Da. Ok. Dacă auzi cuvântul succes, la ce persoană te gândești prima oară și de ce crezi că a reușit? Audrey Hepburn, care este un model pentru mine. Cred că a reușit pentru că și-a păstrat prospețimea și feminitatea, intrând într-o lume în care nu i-a fost ușor să le păstreze intacte. Și mai cred că a reușit pentru că și-a păstrat sensibilitatea. Trebuie să rămâi un om sensibil, chiar și atunci când ajungi la un nivel în care îți spui că poate că ești un supraom. Dar nu suntem niciodată supraoameni și nu trebuie să pierdem legătura cu pământul. Da, asta a făcut acest om, nu a pierdut legătura cu pământul, nu și-a uitat rădăcinile, a rămas indiferent cinstit, unde da, cinstit cu el însuși. A fost o combinație extraordinară de fragilitate și putere în același timp, de talent și vulnerabilitate. O bucurie să privești un astfel de om cum trece prin viață, chiar dacă eu îl privesc retroactiv, da? Pentru că n-am fost contemporan în adevăratul sens al cuvântului, dar cu mare admirație privesc spre astfel de oameni. Ultima întrebare, Andreea. Ce nu te întreabă oamenii niciodată și ți-ai dori să te întrebe? Nu mi-aș dori să mă mai întrebe nimeni nimic. Atât de multe întrebări au venit către mine încât puțină liniște nu mi-ar strica. E un răspuns cinstit. Despre asta e vorba. Ok. Și mă bucur că e ultima ta întrebare. Și eu mă bucur atunci. Poți să mă odihnesc puțin? Te rog. Mulțumesc. Eu super mulțumesc. E gata, Andreea. Ăștia suntem. Mulțumesc tare mult și îți doresc succes pentru că îmi plac întrebările tale. Te fac să te întorci în timp, te fac să te întorci către tine însăți, te fac să îți amintești lucruri pe care poate le-ai uitat și ți-ar fi de folos. Deci, au sens.
succes. Mulțumesc.